cauți tu aici? Azi e ziua mamei. Nu mai contează. Mami e aici. Uite ce ți-am luat. Asta e a noua mea casă? Mulțumesc! Dintotdeauna mi-am dorit un câine? În niciun caz! Câinii n-au voie în această casă! Ce se întâmplă? Tată, uite! E cea mai drăguță! Nu o lași să țină câinele! Trebuie să merg la muncă. Da, rămâi cu noi. Nu cât timp sunt eu aici. E amuzantă. Cum te numești? N-am unul. Grăbiți-vă spre secțiunea de comentarii pentru a lăsa un nume pentru noua mea prietenă. Mi-e somn. Sunt atât de nepăsătoare. Are nevoie de un loc al ei. Uite, încearcă! Asta mi se pare confortabilă. Mai ușor! Pe asta o să dorm eu. Dar asta e pentru câinele nostru. Asta e perna mea. E a noastră. E a mea. Hai, mami! Dă-mi-o! Nu fi tristă, vom găsi o soluție. Asta ar trebui să funcționeze. Am nevoie și de asta, ca să dorm. Nu îndrăznești să mă trezești. Trebuie să găsim o soluție. Eu o să stau aici pentru un moment. Cred că știu ce să fac. S-ar putea să se trezească! Avem nevoie de astea! Am înțeles! Nu merge! Am nevoie de unelte! Stai așa! Uite! Mulțumesc, micuțo! Așa! Chiar acolo! Aproape am terminat. Acum toate împreună. Ceva lipsește în mod clar. E o idee grozavă. Fă liniște. Se va trezi în orice secundă de acum. A fost pe aproape. Ar trebui să ne grăbim. Gata! Ce loc confortabil! Mulțumesc! Simt că am uitat ceva. Asta ar trebui să facă lucrurile mai bune. Atât de bună! Îmi place! Veți regreta că mi-ați stricat programul de somn. O voi da la o parte din calea mea. Nimic nu e suficient de bun. Nici asta nu va merge. Oh, da, planul ăsta e perfect. În sfârșit. Comanda dumneavoastră. Fetelor, ați dat de belele și habar n-aveți. Unul aici. Câteva aici. Așa e bine. Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? Uite ce a făcut cățelușa ta! N-am fost eu, jur pe roșu! Vom vedea dacă e adevărat. Știm că ești nevinovată. Chiar trebuie să merg la oliță. Așa e. Am uitat complet să te scoatem la plimbare.
e ciudată. I-ai adus? Cine este ținta? Am înțeles. Haide, dragă! Prinde! Mulțumesc că m-a scos afară! Uite ce e acolo! Unde? Ce e asta? Miroase frumos! E mâncare? Ei, scumpă! Te-am prins în capcană! Ajutor, vă rog! Îmi răpește câinele! Oprește-te! Mă îndoiesc! Avem nevoie de like-urile voastre pentru a-l învinge pe vânător și pentru a ne salva câinele! Cum arată? Prieteni, mai multe like-uri! Nu mai pot rezista mult! Prieteni, suntem aproape! Am câștigat! Ești bine? Da, mulțumesc mult de tot! Nu m-am înhămat la asta! Scap de ea de data asta cu siguranță! Câteva aici? Și acolo! Mulțumesc că m-a scos la plimbare! Nici o problemă, dragă! Uitați ce a făcut din nou! Nu voi tolera așa ceva la mine acasă! Habar n-am cum s-a întâmplat asta! Locul acestei scrofițe dezordonate e pe stradă! Nu pe stradă! Te implor! Nu face asta! E ușor de rezolvat! E cam distractiv! Stați! Încă nu s-a terminat! Să vedem ce părere aveți despre asta! Așa! Prinde-l! Minunat! Ce s-a întâmplat? Tricoul meu preferat e distrus! Pare rău, n-am vrut. E în regulă, îți vom îmbunătăți tricoul într-o secundă. Arta va salva lumea. Atât de drăguț! Mami, ești cea mai bună! Un ultim detaliu și am terminat. Minunat! Ești foarte talentată. Acum îți vom putea curăța labele. Acum trebuie doar să lipim asta și să adăugăm lichidul. Haide, dragă! Hai să o facem! Uite, problemă rezolvată! E minunat! Mulțumesc, mami! Ești cea mai bună! La naiba! Cereale! Pentru tine, dragă! Mulțumesc! Și mâncare pentru tine, micuțo! Mulțumesc! Condimentarea micului dejun cu blană sună ca o idee grozavă! Poftă bună! Ce-i asta? Oh, câinele tău e doar blană! Despre ce vorbești? Îmi pare rău! E în regulă, o vom curăța! Nu-i așa, mami? Desigur! Hai să trecem la treabă! Ia de aici! Ia de aici! Ia de aici! Sper că mama nu e extrem de anxioasă! Nu-ți face griji! Trebuie doar să te periem bine! Ești gata pentru baie? Da! Hai să o facem!
Îți vom oferi o zi de spa! De ce va fi nevoie pentru a o da afară? Vezi, nu sunt motive să-ți faci griji, e incredibil! Dragă, hai să ne jucăm! Știi, nu prea am chef! Știu cum să te înveselesc! Uite, e atât de distractiv! Vino alături de noi! Nu, nu pe felia mea! Iată o idee! E o petrecere mascată! Grozavă idee! Dragă, dar tu? Putem să-i dăm o șansă! O petrecere? Sună distractiv! Hei, e drăguț! Dar unde sunt toți oaspeții? Stai, ce? Bine ați venit! Aveți grijă pe unde călcați! Ușor! Unde sunteți? De data asta va fi diferit! Du-te! Ajutor! Mi-e frică! Ai văzut câinele nostru? N-am văzut-o, scumpo! Bună, dragă! Oh-oh. Te voi ajuta eu! A luat câinele! Prinde-l! Mamă vitregă, oprește-l! Ce spui? Nu te aud! De ce l-ai lăsat să plece? Habar n-am despre ce vorbești! Mamă vitregă, ajută-ne, te rog! Bine, să mergem! Asta e, nu te mai pot găsi acum! Unde e? Păi, a dispărut, să ne întoarcem la petrecere! Trebuie să o găsesc! Tu, e vina ta! Cineva să mă salveze! Hei, ce-a fost asta? Ce-i asta? Ajutor! Ce s-a întâmplat? Te-am prins! Ce vrei? Animalele nu au ce căuta pe stradă! Le vom construi case! Bate-mi palma! Aveți 24 de ore! Nu o putem face în 24 de ore! Relaxează-te, o să fim bine! Care e planul nostru? Calmează-te! Începem de afară! Întrebarea e, ce folosim pentru a construi? Hei, asta e o idee grozavă! Haia! Absolut perfect! Fixat! Sunt foarte talentată! Cred că ar trebui să fie așa! Minunat! Dar cine primește casa? Stai, cum te cheamă? Nu am nume! Prieteni, comentați mai jos cum ar trebui să-i numim pe noi noștri amici! Castelul nostru va fi al naibii de drăguț! Eu sunt de acord! Vom avea un fort de supereroi! Ce tare! Cât despre noi, vom face o casă ciupercă! Bate-mi palma! Această nuanță îmi face literalmente rău! E timpul să evocăm! Perfect! Asta e magie! Nu vom reuși! Mergem până la capăt! Un ultim lucru! Hmm.
E drăguț, ceva de speriat. Au, super șansă! Care-i treaba? Nu mai contează, nu avem timp pentru asta. T-aș putea ajuta? Uite! Oh, ești cea mai bună! Nu vom termina la timp! Ai dreptate? Cum ne descurcăm cu asta? Încearcă asta! Bine gândit! Dezlănțuim creativitatea! Mai multă culoare! Acum casa asta e pe felia mea! Perfectă! Nu înțelegem! Cred că asta? În niciun caz! Oh! Ce zici de niciodată asta? Deci, care? Trebuie să mai adaug puțină vopsea! Ce? Hai să vedem ce s-a întâmplat! Mi-ai furat vopseaua? Ce te face să crezi asta? Minunat! Tu ai luat-o? Nu am făcut-o! E chiar aici! Tu și prostiile tale sunt cu ochii pe tine! Ar trebui să fiu mai atentă! Acoperișul arată prea banal! Iată o idee! Asta ar trebui să funcționeze! Bună idee! Vreau ca toată lumea să știe că această casă e a mea! E timpul să fim creative! În continuare, gardul! Wow. Poftim! Oh, mersi! O casă demnă de un adevărat supererou! Ce să facem? Ce să facem? Hei, ce-i asta? Decorează acoperișul cu ele! Uimitor! Ciupercile nu strică niciodată! Cum arată? Destul de delicios! Oh, nu! Ce facem? Știam că nu o puteți face! Oh, nu! Timpul vostru a expirat! Iau eu, câinii! Nu pot lăsa să se întâmple asta! Urmăriți-l! Prea puțin, prea târziu! Nu așa de repede! Prieteni, apăsați butonul de like, astfel încât vânătorul să ne mai acorde ceva timp! Ce e? Ce este? Prieteni, avem nevoie de mai multe like-uri! Grăbiți-vă! Suntem așa de aproape? Da, am reușit! Dar asta e ultima dată! Bine, să trecem la treabă! Fortul nostru trebuie să fie impenetrabil! Să începem! Este foarte sigur! Iar casei noastre i-ar prinde bine niște fortificații! Bine zis! Super! Nu mai contează! Ar trebui să ne gândim și noi la ceva... Cred că este o idee proastă! Așa mai vorbim! Doamne, sper că glumești! Asta e ultima picătură! Despre ce vorbești? Dar acesta nu e gardul nostru!
Ai dreptate? Bine, sunt cu ochii pe tine! Oricând! Sunt așa de mândră de tine! Să lucrăm la ferestre! Uimitor! Îți place? Arată minunat! Am uitat de față! Va fi luminoasă și confortabilă! Nu poate avea prea multă drăgălășenie! Cum arată? Foarte frumos! Fața casei noastre nu va lăsa să pătrundă nicio licărire de lumină! Cu siguranță! Acum e destul de întuneric! Nu mă pot afine! Adică, evident! Am uitat cu totul de cărare! Frumos, dar nuanța e banală! Nu e mare lucru, putem rezolva asta! E timpul să pavăm calea către casă! Oh, ai mare dreptate! Covorul e frumos! Ce zici? Adorabil! Ei bine, hai să lucrăm la designul interior! Pare cam gol! Trebuie să ne grăbim! Hai să adăugăm puțină căldură! Te-ai gândit vreodată să devii designer? Oh, aproape am uitat! Mă asigur că nu mă uiți! Trebuie să fie confortabil! Destul de moale! Nu uita să mănânci! Iam! Nu vreau să-ți fie frig! Aici te poți relaxa! Acest loc este demn de mine! Amintește-ți cum arăt! Să adăugăm niște artă în casa noastră! Cine este acest tip? Accesoriul meu preferat! E timpul să mănânci! Perfect! Thank you. Pot face la fel de bine! Liniște-te atunci! Mă asigur că nu te îmbolnăvești! Unde să dorm? Mă ocup eu de asta! Fabulos! Trebuie să mănânci! Mulțumesc mult de tot! Stai! Mai e ceva? O putem face mereu mai frumoasă! Acum ne vom aminti mereu! Tot ce trebuie să facem? Oh, s-a întors! Nu mai primiți o altă șansă! Oh, nu! Ajutor! Vei plăti pentru asta? Du-te și prinde-l! Opriți-vă! Ar trebui să-l ajutăm! În regulă, acum ai tu grijă de câini! Mă simt rău! Unde te doare? Stomacul! Asta ar trebui să te ajute! Nu e niciun remediu, doar un miracol ne poate ajuta! Așa e! Super șansă! Întinde-te aici o vreme! Cineva mănâncă totul fără discernământ? Va trebui să mergi la spital! Devine din ce în ce mai rău! Ce facem? Îl voi opera eu! Doar doctorii au voie! Să începem!
Avem nevoie de like-urile voastre pentru ca operația să meargă bine. Să vedem ce avem aici. Vă rog, avem nevoie de mai multe like-uri. Cum a ajuns aici? Sunteți cei mai buni! Nu mânca tot ce găsești! Ai reușit! Nu știu ce a făcut, dar mă simt bine! Vom acoperi bandajul cu o mantie superbă! În niciun caz, cu costumul meu! Nu, al meu! Niciodată al meu! Nu vreau haine, mi-e foame! Of, usturoi! Nu e nimic aici! Nici acolo! Ce cauți? Mâncare! Nu aveți nimic! Ce vrei să spui? Delicios! Gustă-l! Nu miroase bine, dar mi-e atât de foame încât o să încerc! Ce se întâmplă aici? Încerc să mănânc! Din noul său castron! Arată ca un adaptor pentru un vampir mic și obraznic! De unde pot lua mâncare? O clipă? Super șansă! Chiar este hrănitorul meu? Arată ca o grămadă de vechituri. E temporar? Piesa asta merge aici. Badabum! Gata? Cum funcționează? Apasă aici și eliberează o porție de mâncare. Încearcă! Arată ca un carusel de mâncare. Se va învârti la fel cu mâncarea înăuntru? Hai să-ți cumpărăm ceva de mâncare. Sunt atâtea detalii aici? Da! E cineva? Nu atinge nimic? Bine! Te pot ajuta? Am nevoie de cea mai bună mâncare! Stai! Tu ești Courtney? Da, am fost numit după bunica mea! Te poți grăbi! Avem multă mâncare! Iată un pachet mare! Nu! Alege! Nu. Asta e o mâncare delicioasă! Iepure prost! Asta nu e mâncare pentru pisici? Yeah, mâncare pentru pisici! Cu siguranță știi ceva despre hrana pentru animale de companie. Sigur, nu? Nu am observat-o. Ochelarii mei sunt murdari. Tu din nou? Ia de aici! Mersi pentru mâncare! Mulțumesc că m-ai salvat! Apăsă aici! În sfârșit pot să mănânc! Îi place! Acesta e castronul tău cool! Poți să bei! Am schimbat sângele cu apă! Mulțumesc! L-ai văzut? Bea din adaptorul meu! Sunt plin și somnoros! Unde e patul meu? Am un loc VIP pentru tine! E atât de moale aici! Mulțumesc! Te voi acoperi ca să nu te poată trezi nimeni! Nu! Au! Ce faci? L-am pus să doarmă! Sicriul nu e pentru a dormi! Ei bine, în afară de tine! Există ceva mai confortabil! Am o idee! Ce pat frumos și confortabil! Să nu-l trezești? Patul meu e mai bun! Nu, al meu e mai bun! Nu, al meu!
Al tău arată ca o cutie. Când a reușit să se îmbolnăvească? Nu știu, se pare că face febră. Au! Trebuie să chemăm un doctor. Wow, așa de repede! Și eu sunt șocată. Am ascultat cu urechea. Adică am auzit că s-a îmbolnăvit câinele. Da, habar n-avem ce e cu el. Sper că nu e contagios. Probabil că este. Asta e pentru a te proteja de infecție. Asta înseamnă că funcționează. Miroase a droguri. Unde e câinele? Sunt aici. Ce i-ai făcut? Wow, n-am nicio idee. Tu din nou? Stai, o să găsesc o soluție. Ce-am ratat? Mi s-a părut că am fost uriaș, iar tu mică. Totul e din cauza febrei. Se pare că nu are febră. Să-i luăm temperatura. Ești bine! Uhu, să ne jucăm! Vreau să mă joc! Hai să ne jucăm ceva! Ce joc? Prinde! Jocul meu preferat! Ups! L-a prins! Auch! Joc stupid! Nu! Stai, o să iau eu! Hai să ne jucăm un alt joc! Să ne jucăm! Vei primi un alt joc! Super șansă! Ești o adevărată supereroină? Nu ești stăpâna gunoaielor? Dă-mi un minut! Pune săgețile aici, atașez un buton și conectez ecranul! Încearcă! Ce-ar trebui să fac? Apasă săgețile și dansează! Am reușit! Și așa! Super joc! Bun, băiat! Vreau să mă odihnesc puțin după asta! Lasă-mă pe mine să încerc! Numai după mine! Deschizi ușa, te rog! Acum! Nu am vrut! Ce-i asta? Blea! Oribil! Scârbos! Îmi pare rău! Ați fost ocupate cu jocul și nu m-ați auzit! Tu ai țipat? Înseamnă că tu trebuie să cureți! În niciun caz! Tu ai fost motivul pentru care n-am auzit nimic! Tu trebuie să cureți! Bine! Alo? Serviciul de curățenie? Am nevoie de specialistul vostru! Nu e corect? Ați sunat pentru curățenie? Da! Uite problema! Da, văd. Ei bine, poți să te ocupi de asta? Nu. Ești de la firma de curățenie, nu-i așa? Nu sunt. Wow! Wow! Am venit să vă fur câinele. Din nou? Ei bine, da. Mă calcă pe nervi. Se pare că ai o jucărie nouă. Mi-ai sunt o jucărie. Așteaptă, nu fugi. Gata, nu se va mai întoarce niciodată. Prinde-l, câinele a plecat din cauza ta. E în regulă că am rezolvat problema cu vânătorul? Stați! Cel mai drăguț lucru? Avem nevoie de ajutorul tău. Te-am prins. Mi-e frică. O să mă întorc. E pe moarte? Trebuie să o salvăm. O puteți salva, nu? Vom face tot ce se poate pentru ea.
Va deveni vampir și se va face bine. Oh, te rog, nu! Probleme de respirație? Lăbuța e rănită. Ar trebui să te ajute? Nu vrea mâncare. Și nici apă. Am detectat o oașchie. Nu, nu, nu! Asta nu s-a terminat încă. Prieteni, dați like ca să pot învia cățelușul. Ai reușit! Totuși, nu va dura. Trebuie să vă gândiți la ceva. Iată un indiciu. Am găsit. A fost o căpușă. Delicios! Yay! Sunt așa de fericită că ești bine! Mersi! Cel mai important lucru e să verifici câinele după plimbare, deoarece căpușele îi pot afecta sănătatea. Care e numele său? Voi, prieteni, comentați mai jos care ar fi cel mai potrivit nume pentru câine. Nu, nu putem continua? Bine punctat! Nu, încă are nevoie de îngrijire! Asta e problema ta! Abia aștept să o ia, nu o voi mai putea proteja! Asta e tot ce am! Poftim, ai grijă de ea! Tu? Ne băgăm! Mersi! Ce vei face? Am o idee! Revin! Mă lasă cu ele? Miroase așa de rău! Are nevoie de o baie! Eu nu o să-ți fac ție o baie! Așa mai vorbim? Să trecem la lăbuțe! Unde e? Ei bine, mersi mult! Fată bună! Apă? Poftim! Acum ești curată! Ce e asta? Nu am fost eu! De acum înainte, numai tu îți bați capul cu ea! Iar între timp, eu mă voi înfrumuseța! Hai să te periez! Mă simt de parcă aș fi la un salon de înfrumusețare! Îl iau înapoi! Imediat după ce-i fac ghearele ca să pară drăguțe! Hidratarea lăbuțelor! Aproape că am uitat de protecția solară! Între timp, o să iau o mușcătură! Vreau să zic, ești rapidă? M-am săturat de tine! Aș putea petrece toată ziua aici! Ultimele modificări? Se pare că avem o petrecere frumoasă pentru fete! Nu port chestia asta lipicioasă! Haide, ai putea pune și tu pe față ca să reți reîmprospătată! Mă rog, doar lasă-mă în pace! Uite, suntem pe drumul cel bun! Poți să le dai jos! Deci, arăt altfel, ești cu totul altă persoană! Trebuie să-ți facem o schimbare! Nu mai tresări? Ce faci? Nu e gata încă! Despre ce vorbești?
privește în altă parte. Bine, bine. Îmi plac surprizele bune. Un stil drăguț, ha? Pelerina e bună, fără îndoială, dar nu e confortabilă. Se pare că nu se simte bine în ea. Deci, ce zici? Să mergem la cumpărături. Bună, pot să te ajut. Murim de foame? Avem nevoie de haine pentru câini. Am ceva care să te înveselească. Uite, e atât de drăguță. Vai, nu! Ce părere ai despre noua noastră colecție? Destul de bine. Ținuta este minunată. Poate că nu este. Nu poți greși niciodată cu un stil plin de clasă. Gulerul ăsta e așa de frumos! Sănătatea ei a crescut. Perfect! Cât costă? E din partea casei. Este un cadou. Asta e foarte greșit. Nu, nu este. Stai, unde e câinele? Ai pierdut-o sau ce? Dar tu ce ai făcut? Știți, are un senzor GPS în zgardă. De ce nu ai spus asta de la început? Am găsit-o! Mersi! Doamne, de ce mi se întâmplă tot mie? Ce vreme minunată pentru o plimbare! Oh, Doamne! Uite că ne întâlnim din nou! Nu vei scăpa de data asta! Ladybug! Vampir! Trebuie să fie pe aici! Ești sigură că te uiți în locul potrivit? Am vrut doar să o mângâiem! Ce fată bună! Ne-ai speriat foarte mult! De ce ai fugit? E o cățelușă! Trebuie să o plimbi! Ar fi fost mai bine să-mi dai acest sfat mai devreme, știi? Presupun că vrea ceva? Mergi din nou? E un câine! Are nevoie de mâncare! Am o recompensă! Pleacă cu gunoiul de aici! Mergem la vânătoare! Vorbești serios? Stai! Vin cu tine! Dacă arăți așa, nu te lasă să vii cu noi! Mai bine acum? Bine, vino mai aproape! Foarte comod! Privește! În primul rând, te furișezi! În continuare, o sperii! Și muști! Nu privi! Ai înțeles? Uită tot ce ai văzut! Te furișezi, o sperii, o muști! Ai înțeles? Așa! Grozav! E doar un puiuț? Ești așa de dulce! Bine, dă-mi mâncarea! Nu am mâncat mâncare bună de mult timp! Vezi, pare fericită! Da, bine, bună treabă! Mersi, am vrut doar să mă reîmprospătez! Wow, e minunat! Nu e mare scofală? Sunt cam epuizată! Biata, a cam obosit! Minunat, acum te poți relaxa! O să mă deranjeze, las-o să stea cu tine! Mă pui într-o situație dificilă? Încearcă-ți norocul! Deci, ce facem acum? Are nevoie de locul ei!
ne va mai deranja. E foarte drăguță când doarme. Ar trebui să trag și eu un pui de somn. Us! Trebuie să fie aici pe undeva. Ne apropiem. Iată! Ia-o și hai să mergem! A fost pe aproape! Ba nu! Voi din nou? Încă nu am terminat! Sunt așa de enervanți! Stai, dă-o înapoi! Nu e o jucărie? Oh, Doamne! Mi-a rupt pelerina! Să încercăm să-i distragem atenția! Altă jucărie! E chiar și mâncare aici? E așa de lipicioasă! Hai să ne jucăm! Grozav! Prinde-o! E așa de jucăușă? Aproape am restaurat-o! Wow! Arată așa de fericită! Mi-a fost dor de tine! Ați făcut față! Mai încet, fată! Ladybug? Mă voi ocupa eu! Mă îndoiesc de asta! Arma mea! Luați mâinile de pe câinele meu! Asta e tot! Toți câinii fără adăpost ar trebui să fie într-un adăpost! Nu mai este fără adăpost! Yay! Voi avea propria mea casă! Asta schimbă situația! Ne-ai salvat! Bravo! Vreau să vă văd plecând de aici! Nicio problemă! Dar tu, vii cu noi! Nicio șansă! Nu atingeți! E de partea noastră? Ai devenit om! Grozav! Așa de dulce! E emoționant! De acum încolo vom ajuta animalele!